Bun, deci chestia asta nu-i normală, efectiv. Eu vreau să răcească, nu să încălzească, mor la propriu. Salutare, bă, transpiraților! Stați să fac o mică tranziție. Ah, ce caldă-i! Ce faceți? A venit vara, nu? Vă este foarte răcoare, nu? Păi este bine, stați la plajă cu cocosul de nucă. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Ok, deci cam atât am de spus. Bă, nespălaților, bă, transpiraților, lăsați chiar acum, chiar aici, mesaj în comentarii pentru Q&A. Ce cu muzica asta de transpirație? Dar că trebuie să ne uităm la reclamă. Două reclame. Meanwhile. Așa e mai bine. Deci, lăsați aici întrebări în comentarii, iar în următorul episod va apărea mare Q&A, așa că... What the fuck, tași din gura, mă, Florin Salam. Dragostea mea, sufletul meu, tu ești totul pe... What the fuck, băi? Oameni buni, v-am spus ce aveți de făcut, faceți asta până nu o să muriți de cald, pentru că cred că o să murim de cald, adică tocmai ați văzut, sunt 29 de grade la mine în cameră. Vreau să mor, n-am niciun ventilator aici, am să crăp dracului. Orice vă trece pe minte, întrebați-mă, eu am să vă răspund. Sincer, 100% oameni buni. Așa că dacă vă place ce fac, nu ezitați și o să aflați toate picanterile despre mine. Înainte să mă deshidratez și o să mor ca o nucă coaptă, vă las. Un popo. Am o sanie în pod, ai o sanie în pod, dar nu dau jos că nu-i comod. Nu dai jos că nu-i comod, ca decât să o urc în stradă, decât să o scoți în stradă. Mai bine car în pod zăpadă, mai bine car